Săparea unui tunel lung de 150 de metri între un apartament și depozitul unei bănci este o idee demnă de un film de acțiune. Și totuși, mai mulți români din orașul spaniol Elche sunt suspectați că au pus-o în practică. Probabil că jaful le-ar fi reușit dacă paznicii nu ar fi văzut în peretele instituției bancare o gaură prin care ieșea o rază de lumină. Poliția a fost alertată imediat, însă, deși a venit la locul faptei în doar câteva minute, hoții s-au făcut nevăzuți. Oamenilor legii nu le-a venit să creadă când au dat peste tunelul aflat la o adâncime de 8 metri și prevăzut cu instalație electrică. Au pornit pe urmele hoților și au ajuns într-o clădire abandonată aflată la două străzi distanță de bancă. Potrivit paznicilor, spargătorii vorbeau limba română și se dădeau drept muncitori care lucrează la renovarea casei părăsite. Anchetatorii spun că spargătorii aveau experiență și unelte corespunzătoare, fiindcă au trecut nu doar prin zidul gros de un metru al depozitului de valori din trezorerie, ci și prin câțiva metri de stâncă.